Cultul Copiii Soarelui din satul Hunedorean Dumbrava de Sus, aparținător de comuna Ribița, unul destul de controversat, a ieșit din nou din conul său de umbră. De această dată este vorba despre comiterea unor infracțiuni grave comise de către un lider al cultului, un bărbat în vârstă de 59 de ani, care propovăduiește emanciparea spirituală, printre care și cea de viol. La acest rezultat s-a ajuns după cercetările efectuate de polițiștii din Brad în urma unor informații apărute în spațiul public. În urma probatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat față de bărbat măsura preventivă a reținerii sub aspectul comiterii infracțiunilor de șantaj, viol, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, iar în cursul zilei de ieri, magistrații judecători au dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a bărbatului, care a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă DEVA. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.